Bună dimineața! Pe canalul lui Nicu Bende ați nimerit, dar nu ați nimerit din greșeală, știți? Ați selectat acolo clopoțelul, ora 10 a venit, Nicu Bende a început. Nu are rimă, dar e pentru dumneavoastră un program special cu glume noi, cu glume adaptate cerințelor zilei. Bună dimineața și mulțumesc frumos de abonare. Mulțumesc că după ce dau acest video, îl dau pe calea netului, mulțumesc că voi îl share-uiți, să ajungă la cât mai multă lume. Share, share, share. Și comentariile. Vă aștept în secțiunea comentarii pentru a dezbate problemele acestea care ne macină, ne frământă, ne... Cum sunteți bine? Sănătate multă, bună să vă fie inima, ficatul, pancreasul, că și restul sunt importante, rinichi, splina, să vă fie toate bune, să avem sănătate. Că în anul ăsta pe toate le-am avut. Sănătatea ne-a dus mai departe. Cu sănătatea am putut să-l trecem pe acest an, 2020. Doamna Dăncilă cred că i-a făcut ceva când l-a numit 2020, că de aia ne-a mers ca la înnecați era, să zic, o cafea din cana asta specială de la Dan Negruț, nu Dan Negru, care face chestiuni pirogravate. Și cafeaua care se află în scorbură, în interior, cine credeți că a dat-o? Ia o gură de cafea, până atunci vă gândiți. Niciun răspuns? Ozana. Nu Ozana Barabancea. Ozana Barabancea mai dă câte un coment, să fie și ea sănătoasă. Ozana din Cojocna. Când mi-a scris că e Ozana din Cojocna, brusc am alunecat. Ce Dumnezeu am! O geană, mi-am pus și o dorință. O geană. Când a scris că Ozana din Cojocna dă cafeaua, pe lângă faptul că i-a mulțumit, cum vă mulțumesc tuturor celor care dați câte o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea, am alunecat cu gândul în trecut, acum nici 3 luni încă mă scăldam în tăul, în lacul de la Cojocna, lângă Cluj-Napoca, îl numisem eu Ibița Ardealului. Da, 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 lucruri plăcute. Ce bine că mai avem în amintire lucruri plăcute, că ceea ce ni se desfășoară sub ochii noștri îi de tot hororul, cum zice Ardeleanu. Acum, bine știți că se împart funcțiile, se împart scaunele în urma alegerilor. Trebuie făcut o alianță, o coaliție care să dea guvernul în urma unei majorități parlamentare. USR Plus, cu PNL și cu UDMR, se tot întâlnesc, dar nu reușesc să se pună de acord. De ce? Pentru că vizează anumite funcții. Ieri Dan Barna de la USR, acest incolor insipid și inodor politician român, a zis așa, zice, nu mai vreau șefia la Camera Deputaților, dar zice, vreau altceva. Eu, cu Orban și cu Kelemen Hunor, să fim vicepremieri. Mă, numai pe voi vă interesează, numai voi să fiți, numai voi să apucați ciolanul, numai voi să apucați scaunul, 4 ani să fiți aranjați. Zice, îl propun pe Drulă, pe colegul Drulă, îl propun la Camera Deputaților. Apoi Cătălin Drulă o face și el o treabă bună dacă o să ajungă la Camera Deputaților. După aia a venit Orban, stop, joc, zice, nu, totuși eu vreau să fiu premier. Câțule, dragă, mai retrage-te odată, săracul Câțu-i principiul yo-yo. Azi premier, mâine nu-i, azi premier, mâine nu-i. Catch and release fac cu Câțu, zice, nu. Pe Câțu-l punem la Senat. Și zice, eu mă duc în continuare să fiu premier. Brusc, Ludovic Orban și-a adus aminte că el n-are nicio meserie. Și dacă nu prinde nici Camera Deputaților, rămâne acolo un simplu parlamentar, nu-i bine, nu-i bine. Ei, nu-i rușine. Azi e 16 decembrie. Acum izbucnea revolta la Timișoara. În urmă cu 31 de ani începea ceea ce s-a zis revoluție. Nu știm ce a fost, știm că au murit peste 1000 de oameni. Ce mai știm? Că după 30 și atâția de ani nu știm vinovații. Securitatea, teroriștii, infiltrații, nu știm nimic. Și nici nu-i interesată lumea politică să ne spună despre ce-i vorba. Vedeți, istoria s-a scris, se scrie sub ochii noștri, dar noi habar n-avem de ea. Tragem noi niște concluzii, dar nu scrie frumos negru pe alb. Vinovații și cei răspunzători de ce s-a întâmplat. Neanelu Iliescu, ești bine? Cu pensiile speciale stăm ok. Camera Deputaților a respins impozitarea lor cu până la 85%. Păi normal că Dorneanu, care e șeful la CCRC, are 4 pensii speciale, din care ia 7.000 de euro pe lună. Și atunci, salut popor! Ce ne mai interesează pe noi? Ne mai interesează că avem datoria externă de 119 miliarde de euro? S-a urcat datoria externă între timp la 119 miliarde de euro. Nu. Săracii noștri strănepoți, deja sughit în gonadele noastre. Cum am plătit noi datoria străbunicilor? Că noi și copiii noștri și nepoții noștri, nicio șansă. Nicio șansă la cum merg lucrurile la anul. Mai băgăm niște miliarde împrumut. Mai băgăm și o gură de cafea de la Ozana. Cea frumos surâzătoare de la Cojocna.
N-am fost eu la Marea cea Mare sau la Mările cele Mari, dar la Cojocna Tău ne-am scaldat câte un pic vara asta, da. Ieri a fost la Cluj liderul AUR, domnul George Simion, prea seriosul Simion, în fața statuii lui Mihai Viteazu. S-au strâns vreo 32-45 de oameni și el cu o boxă acolo. L-am văzut în imagini, n-am avut timp, că mă duceam și eu să-l salut. N-am avut timp să mă duc efectiv în piața Mihai Viteazu să-l văd, dar am urmărit imaginile și am văzut că omul a purtat la un moment dat mască. După ce a vorbit, când a vorbit la microfon, n-a purtat mască. Și ce era ciudat, că pe masca lui era poza lui. Asta e un fel de matrioșca. Simion în Simion în Simion în Simion. A mulțumit alegătorilor din Cluj-Napoca, în special celor din Mănășturi, Grigorescu și Turda, că ei au pus ștampila pe AUR. Tata Nelson din Mănășturi a zis să-ți fie de bine, nu te atingi de AUR-ul meu care ni, îi în amanet. Bineînțeles, Avala. Da, AUR-ul. Ăștia solicită acum să se reintroducă serviciul militar obligatoriu. Să facem iar armată. Pentru ce? Și așa am mai vorbit noi aici, că dacă e să ne atace cineva, în jumătate de oră am capitulat. După ce să mai mergi la armată, iară bocanci, iară valiza, pentru melodiile alea, da, poate ar merita să se mai facă armată. Melodiile alea frumoase de Cătănie, du-te acasă, fă-ți valiza și spune pe ordin viza, viza cea cu trei ștampile pentru 12 luni de zile, da, pentru folclorul militar, pentru cântecul de Cătănie, da. Eu am soacră, eu am armată zi de zi. Eu zi de zi sunt aici, cum să zic, pe baricade, târâșuri, plantoane, da, în unitate factă, când soacră dă alarma, s-a terminat. Nu, acum face integrame, să-i meargă trotineta, face integrame, așa, pe tăi ne întreabă, bine, integrame în maghiară, de la Corvin. Și mai era o definiție, zice, cum le zice la unghii în engleză? Nail. Și cum să scrie? Cum se aude dacă cu A? Da. Programul ABLA. Fără nicio legătură cu soacra. Ia, că dacă mi-au de video alea chefe ce iau. Da. Programul RABLA la electrocasnici. Am discutat ieri aici. Trebuia să debuteze în forță. Ieri, la ora 14, a picat serverul. Dacă nu mai e ghiță cu calculatoarele lui, vedeți că nici RABLA nu mai merge în țara asta. Apropo de RABLA, Becali și-a zgriat Bentley-ul, mașina lui Bentley, de un sfert de milion de euro. Înțelegi? Am văzut în poze niște zgârieturi. Nu e ca pe vremuri când și-o, mai știți, când și-o îndoit Maybach-ul și-o scos repede ranga și cu ranga reparat Becali, Maybach-ul. Nu, acum câteva zgârieturi. Domnul Gigi Becali, știu că dacă nu vă uitați dumneavoastră la video ăsta, să uite Luțu. Luțu are în fișa postului să se uite la videouri. Spuneți-i lui Luțu să ia Bentley-uțul și să vină în jucul de mijloc la 214. La Nicușor Străulea. Știi cum scoate, domnule Becali, știți cum scoate zgârieturile? Nici nu se vede. Nici nu se vede. Mai gândiți-vă că vorba aia, să vă mai rămână bani pentru colindători. Că magia Crăciunului ne-a învăluit pe toți, deși nu o să avem sărbători ca în alți ani. Magia Crăciunului, mă, eu mă uit la Diva, pe 102, fostul UPC, Vodafone actualmente, că cineva să se uită, dar mai mult soacră mea la programul Panonio. Acolo să uite și avem de la UPC. Și este Diva pe 102. Numai filme de Crăciun. Ai putea sta, știi cum? Stai pe pat, cald în casă, să te uiți la Diva, așa cu sonorul încet, și să mănânci umere cu pită moale. 34 de ore te-ai putea uita la filmele alea de la Diva, cu fostele neveste năcăjite în pragul divorțului și care magia Crăciunului le apropie iarăși de foștii soți. Magia Crăciunului, luptătorul de MMA, Ciprian Mariș, a cerut viitoarea soție într-un mod inedit. Soția, viitoarea soție a lui Ciprian Mariș, celebrul luptător MMA, repet, se afla în trafic, a fost oprită de poliție și s-a cerut să-i se verifice trusa medicală. Bineînțeles că domnișoara s-a panicat, s-a speriat, dar avem trusa medicală, nu e expirată, vă dau amendă. Iar la sfârșit, pe când domnișoara spumega, a apărut celebrul luptător de MMA Ciprian Mariș cu un mare buchet, cu dita mai buchetul, cu un coș superb de flori de trandafiri și cu inelul. Vrei să fii soția mea? Zice orice, zice domnișoara, orice, numai să nu-mi dea ăștia amendă. Magia Crăciunului, magia Crăciunului să pogoare peste voi toți cu a sa iubire de oameni, cu a sa căldură sufletească. Îmi cer scuze că v-am deranjat și astăzi. O cafea bună se dă pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc de abonare, vă aștept la comentarii pe temele astea pe care le-am discutat până acum. Și share acestui video să ajungă la cât mai multă lume. O zi superbă, o zi sublimă din partea mea pentru voi.